Dragilor, astăzi venim înaintea voastră cu un nou subiect de dezbatere, aș putea să spun. Este vorba despre Zoroastru și zoroastrismul. Pornim discuția noastră de la cartea publicată în colecția Biblioteca Orientalis, o noutate editorială. Este vorba despre Cânturile divine ale lui Zarathustra, învățăturile, filosofia și misiunea profetului revelate în textele sacre ale zoroastrismului, prima religie monoteistă a lumii. Astăzi, alături de noi, domnul profesor Teodoru Ghiondea și Cristian Vechiu, cercetător în istoria și în studiul religiilor. Și aș începe discuția noastră pornind de la subtitlul cărții, Cânturile divine ale lui Zarathustra. De ce este considerat zoroastrismul prima religie monoteistă a lumii? Cristian. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Da, evident, există în continuare aceste dezbateri în zona universitară, academică, în privința, să zicem, datării zoroastrismului. Data convențională cel mai des întâlnită este aceea de secol 10 sau 11 pentru apariția zoroastrismului. Dar, repet, e o dată convențională, baleasă de istorici. La această dată, unele surse susțin că deja iudaismul ca atare ar fi fost o tradiție religioasă dezvoltată în spectrul monoteismului, însă sunt și foarte multe contraargumente la această teză, care nu fac nimic altceva decât să confirme statutul zoroastrismului de primă tradiție religioasă monoteistă a lumii. Cu alte cuvinte, la perioada sau în perioada în care apare zoroastrismul și începe să răspândească în triburile iraniene, monoteismul iudaic e pus sub semnul întrebării. Cu alte cuvinte, iudaismul era într-o fază de la acea vreme de mai degrabă de înțelegerea statutului său în lumea mesopotamiană și în relație cu tradițiile politeiste învecinate, pe când zoroastrismul, la acea perioadă, începe, de fapt, ca o tradiție monoteistă care afirmă, evident, un monoteism deosebit, putem să numim așa, cu un caracter dualist. E o problematică și asta în sine, ce înseamnă acela monoteism dualist, dar de-a lungul timpului au fost eminenți teoreticieni istorici care au explicat aceste caracteristici specifice monoteismului zoroastrian. Și asta face din zoroastrism și din punctul meu de vedere, dar nu doar al meu, aici nu e vorba doar de ce cred eu, ci și ce cred și alții istorici importanți și specialiști în problematica aceasta. Asta face din zoroastrism prima tradiție monoteistă a lumii. Faptul că în acea perioadă, dacă ne raportăm la alte tradiții religioase, inclusiv aceea iudaică, lucrurile nu sunt deloc clare în privința caracterului monoteist al acelor tradiții religioase. În schimb, în zoroastrism, asistăm la ceea ce se cheamă o reformă monoteistă, pentru că asta este ceea ce face Zoroastru. Profetul, sau Zarathustra, pe numele său iranian, persan, profetul acestei tradiții. O reformă în sânul unei tradiții religioase existente, politeiste, cea a triburilor iraniene, care migrează înspre zona Orientului Mijlociu, dar despre asta probabil că aprofundăm un pic mai încolo. Domnule profesor Teodoru Ghiondea, în continuarea celor spuse de Cristian Vechiu, putem spune despre zoroastrism că este cea mai veche dintre religiile revelate ale lumii și care cu siguranță a avut o influență mare asupra umanității, mai mare decât orice altă credință, dar în egală măsură este și religia cea mai puțin cunoscută. Problema e foarte complicată și este foarte complicată pentru că mulțimea de întrebări care se pun astăzi au alte semnificații întrebările și pornesc dintr-o altă modalitate de a privi istoria religiilor. Problema e complicată pentru că, spre exemplu, una din tezele, din primele teze, și anume cea a așezării polare a unei tradiții primordiale
și a derivării și a circumstanțierii tradițiilor, tradiției primordiale în tradiții particulare legate de o masivă, aș spune eu, împrăștiere, desfacere aceste unități polare, și când vorbesc de acest sediu polar, mă refer chiar la, din punct de vedere geografic, ceva în jurul sau în preajma cercului polar. Pentru că de aici discutăm de o perioadă foarte, foarte veche, e vorba de peste 10.000 de ani, când Pământul nu arăta chiar cum arată astăzi. V-aș da un singur exemplu, Groenlanda, care se pare că și pe vremea vikingilor mai erau niște elemente care n-ar fi făcut chiar Greenland-ul din ea, dar oricum se putea numi Greenland. Este acolo vorba de o memorie ancestrală care dă numele Groenlandei. Deci, este o teză, aceasta este una din, aș spune eu, din singurele teze care oferă și o explicație. De ce? Pentru că se leagă practic de soarta arienilor și de teza veche, care astăzi este combătut, am văzut ceva mai mult, ceva mai des, proveniența arienilor de undeva dintr-o așezare nordică, cum spuneam, polară, care până la urmă s-a transformat într-o deplasare spre est, spre sud-est, și o primă oprire, dacă vreți, acestui flux extraordinar, acestei migrații formidabile, ar fi fost tocmai Iranul. Această zonă se spune că este prima oprire a arienilor. Aici au rămas o parte din ei, iar restul au plecat în India. Există multe cărți, nu avem timp să... este o carte a lui Tilak, de exemplu, un indian, care vorbește despre acest sălaș nordic, acest sălaș polar al civilizației, al primei civilizații. Sau al, dacă vreți, al acestui ansamblu până la urmă, care a început să se diversifice și să ocupe anumite zone de pe pământ. Asta ar fi o explicație pentru vechimea acestei tradiții. Vedeți, când au ajuns arienii în India, ei erau deja a treia populație. Primii au venit peste Munda. Înainte de Munda au fost altă populație. Lucrurile sunt foarte complicate. Pe scurt, problema vechimii cred că ține și de acest aspect, care este cu totul, aș spune eu, deosebit. Cine știe istorie își dă seama repede, aproape nicio civilizație mare, da, a unei comunități, indiferent cât de largă este ea, se pare că acea comunitate nu era originară de acolo. Grecii au venit, de unde știm că au venit, dintr-o zonă, aș spune eu, caucaziană și așa mai departe, în trei rânduri, știm asta, am învățat de la istorie din liceu. Egiptenii, vorbim de ei, până la urmă, egiptenii dispar. Tipul antropologic este cu totul altul astăzi față de ceea ce avem ca civilizație egipteană, cea clasică de care vorbim, cele 30 ceva de, în timpul celor 30 ceva de dinastii. În afară de chinezi, dar și la chinezi problema este complicată, se pare că zona în care s-a dezvoltat civilizația nu este zona de origine a populației care a practicat o anumită tradiție. Vede? De ce am spus de lucru? De ce am amintit de lucrul ăsta sau de teza asta? Pentru că ea ar explica într-o oarecare măsură de ce aceste suprapuneri extraordinare cu tradiția hindusă, de exemplu. Sunt evidente. Sunt evidente. De ce a existat o asemenea deschidere față de primul contact pe care l-a avut cu islamul, până la urmă, creându-se un fel de adversitate, dacă vreți, între practicanții celor două
tradiții. Și am să vă spun de ce, pentru că în tradiția islamică, de exemplu, dintre cei care se rătăcesc sau rătăcesc, care nu pot merge pe cale, sunt închinătorii focului, așa numiți închinătorii focului. Ori ăștia sunt mazdeenii, cum spunem noi, zoroastrieni, cum vreți să-i numiți. Dacă suntem atenți la Avesta și citim textele așa cum sunt ele traduse, asta e iarăși o altă problemă, mai veche, pe care noi am discutat-o, pentru că, sigur, eu pot să traduc un text acum, dar cuvântul ăla are cu totul alt înțeles acum 100 de ani, acum 1000 de ani nu mai vorbesc, iar acum 3000 de ani ce putea să însemne, e foarte greu de spus. Același cuvânt care și noi îl folosim astăzi, dacă vreți banal, pâine, ușă, ce vreți dumneavoastră, are altă semnificație, are și alte semnificații. Și asta este specific pentru o limbă sacră. Asta este specific pentru o limbă sacră. Problema iarăși care se pune aici este și cea a revelației inițiale. În cazul lui Zarathustra există o revelație inițială, în sensul că prin asta este, cum să spun, are și a căpătat și această statură de profet, pentru că altfel fără revelație n-ai profet. Un profet nu este profet decât în momentul în care primește revelația. Până atunci nu este decât un vas pregătit care așteaptă revelația. În ceea ce privește monoteismul tradițiilor, eu sunt convins că nu există tradiție decât monoteistă. Dar formele în care noi le cunoaștem, aceste tradiții, într-adevăr, ele pot fi numite politeiste pentru că e foarte greu de identificat figura centrală a divinității. Vă dau un exemplu simplu. Este problema acestui Deus Ignotus sau Deus Absconditus din tradiția greco-romană. Se vorbește de un zeu necunoscut. Zeul ăsta necunoscut de care vorbesc grecii este zeu unei tradiții monoteiste. Dar, cum știm bine, tradiția greacă, de exemplu, s-a pierdut, n-a mai rămas din ea mare lucru, au rămas doar textele literare care amintesc despre așa ceva. Mai deducem din ce a rămas literatura latină, dar nu avem doctrina. Nu avem dogmatica, cum spunem noi astăzi. Domnule profesor, apropo de doctrină, aș vrea să îl întreb pe Cristian, pentru că în primul capitol al Cânturilor Divine ale lui Zarathustra, în Gata Ahunavati, apare doctrina dualismului. Ce presupune doctrina dualismului în zoroastrism? Sigur, asta e o întrebare extrem de dificilă, greu de lămurit în câteva minute. Doctrina dualismului în zoroastrism, de fapt, zoroastrismul pleacă de la premisa că există o singură divinitate, acea divinitate este Ahura Mazda, asta este numele divinității zoroastriene, numai că lumea noastră este guvernată de două principii, principiul binelui și principiul răului. Iar aici intră în discuție dualism, de care spuneam. De vreme ce există două principii care guvernează lumea aceasta și când spun guvernează, mă refer la, efectiv la ideea de prezență a lor în lumea noastră, nu e doar o metaforă, cele două principii sunt prezente și există un soi de înfruntare, poate e un cuvânt prea, e un termen prea puternic, dar există o creștare între aceste principii. E bine, atunci când avem această ipoteză, ne putem da seama că acolo avem de-a face și cu un dualism. Și asta înseamnă, de fapt, doctrina dualistă. Faptul că există o singură divinitate, acea divinitate este cea care creează în fond cele două, generează cele două principii. Zoroastrienii nu, sau mazdenii nu au spus niciodată această, să zicem, problematică pentru alte tradiții monoteiste, cum de există răul, de unde există răul. Ei spun, da, răul, principiul răului este tot o creație a lui Ahura Mazda, numai că introduc în toată schema aceasta extrem de complicată, introduc în discuție liberul arbitru. Liberul arbitru care contează enorm este, dacă vreți, poate una dintre marile contribuții în istoria mentalităților religioase pe care o aduce zoroastrismul la acea vreme,
în paralel cu alte tradiții religioase, nu prea avem discuții despre liber arbitru în momentul în care zoroastrismul asistăm la ceva unic la acea vreme, pentru că acest liber arbitru, de fapt, lasă practicantului zoroastrian posibilitatea să decidă între alege binele sau răul. Adică, da, răul este o creație a zeului suprem, a lui Ahura Mazda, dar răul acesta nu obligă niciun fel ființa umană să aleagă răul. Adică nu există o impunere a răului asupra alegerilor și faptelor noastre. Atunci ființa umană este dotată cu libertatea de a decide de fapt între bine și rău, între adevăr și minciună. Cele două concepte nu sunt doar doi termeni întâmplători, sunt chiar termeni tehnici, termeni extrem de importanți, adevăr și minciună în, și bine și rău în, limbajul sacru zoroastrian, în scrierile sacre. Cam așa aș sintetiza, și e foarte, foarte să zic, scurtă această sinteză, așa aș sintetiza problema dualismului în, tradiția monoteistă. Evident că de aici derivă o întreagă concepție care s-a perpetuat de-a lungul secolelor, care uneori a fost pervertită, cunoaștem și perioade de erezii în, sânul zoroastrismului, în care dualismul ăsta a fost exacerbat sau hiperbolat. O parte a acestor, să zicem, idei s-au răsfrânt și asupra maniheismului, de mult mai târziu, maniheismul preluând un bagaj zoroastrian, în fond, Mani fiind o altă figură profetică extrem de interesantă, care a adus un sincretism la acea vreme, în secolul 2-3 după Hristos, între diferite tradiții religioase ale bazinului Orientului Mijlociu. Dar inițial dualismul zoroastrian este unul metafizic și nu unul atât de radical, însă există. De asta numim zoroastrismul sau mazdeismul o tradiție monoteistă dualistă. Reforma lui Zarathustra a vizat, în primul rând, eliminarea practicilor magice și a credinței în spirite din conștiința oamenilor din epoca sa, într-o zonă aflată sub puternica influență asiro-babiloniană. Învățătura lui Zoroastru este, de fapt, o reformă a vechii religii iraniene și în cânturile divine Zoroastru arată limpede intenția sa de a reda credinței puritatea sa originară. Cristian. Sigur, fondul pe care, în care apare această tradiție a lui Zoroastru sau a lui Zarathustra e unul extrem de, important. Adică nu putem să facem abstracție de fondul acesta străvechi, indo-iranian. Îl numesc indo-iranian pentru că regăsim o bună parte din credințele vechi iraniene și în spațiul indian. Există un fond comun, inclusiv lingvistic, dacă ne uităm la limba veche iraniană, seamănă izbitor de bine cu sanscrita, deci avem multe paralelisme, aș putea spune, între civilizația veche iraniană și cea indiană. Dar Zarathustra, așa cum spuneam, face o reformă în sânul unei tradiții care, conform tuturor datelor pe care le avem la dispoziție, era sângeroasă, presupunea o practică a unor, să zicem, unor ritualuri ceva mai barbare. Ritualul era administrat de o castă, de o elită armată, de o castă războinică, preoții războinici sau războinici preoți, ceea ce presupunea acest ritual însemna, de fapt, administrarea unei substanțe cu caracter halucinogen, numită haoma sau soma, depinde de zona în care ne plasăm, Iran sau India, și, de asemenea, druj. Druj însemna, de fapt, sacrificiu ritualic, ofranda adusă zeilor, acestor spirite pe care le venerau vechii iranieni, și această ofrandă putea să varieze, putea să fie o ofrandă vegetală sau animală, dar și una umană. Și aici intervine ceea ce spuneam, caracterul sângeros, sacrificial, sacrificii inclusiv umane, pe care îl spunea cultul vechi iranian. Ori Zarathustra vine și reformează aceste practici ritualice, inițial le elimină din noua tradiție, elimină atât druji cât și consumul substanței halucinogene, haoma, și evident asta nu mulțumește elita preoțească, casta preoțească de acea vreme, dar Zarathustra
într-o manieră, am putea spune spectaculoasă, își imprimă mesajul în spațiul tribulor iraniene. Și noua sa tradiție câștigă adepți, reușește să facă adepți. Evident, istoria ne arată că după moartea lui Zarathustra, ritualurile sunt reintroduse în practica zoroastriană, numai că sunt, să zic, îmblânzite, sunt eliminate sacrificiile umane, sunt aduse ofrande mai ales de natură vegetală zeului, lui Ahura Mazda, iar consumul substanței halucinogene este diminuat și asta face ca delirul acela tulburător care apărea atunci când preoții consumau substanța halucinogenă să nu mai facă atât de multe ravagii, pentru că sub acel delir, de fapt, preoții auzeau vocile care îi îndemnau să aducă sacrificiile, inclusiv umane și așa mai departe. Asta ar fi marea reformă făcută de Zarathustra. Evident, e și o reformă, am putea spune, cu un caracter monoteist, pentru că Zarathustra vorbește concetățenilor lui de existența unei singure divinități, de existența acestui Ahura Mazda, elimină celelalte divinități din panteonul iranian. Unele sunt cu totul eliminate, altele sunt reduse la statutul de figuri secundare, de Amesha Spenta, cum le numește tradiția mazdeană, sau de Yazatas. Una dintre aceste figuri este celebrul Mitra, zeu vechi iranian, indo-iranian, de fapt, care ajunge un Yazata, un soi de, haideți să spun așa, înger, dacă vreți, care are o funcție specială la judecata morților, la judecata sufletului în tradiția zoroastriană. Și despre care noi am mai vorbit, despre cultul Mitra. Da, despre care am vorbit și cu altă. Da, o altă carte pe care vi-o recomandăm în aceeași colecție Biblioteca Orientalis a editurii Herald. Domnule profesor Teodoru Ghiunde, aș continua discuția noastră pornind de la un citat. Religia a început să predice Zarathustra nu înseamnă respectarea scrupuloasă a formelor exterioare, ci se bazează în principal pe inimă. Cele mai alese jertfe pe care credincioșii le puteau oferi Creatorului lor erau o inimă smerită și o minte plină de căință. Și asta mă duce cu gândul, bineînțeles, la creștinism. Se fac foarte multe, s-au făcut și se fac și se vor mai face foarte multe asemănări, foarte multe apropieri în sensul ăsta. Dar aș porni de la altceva, și anume de la ceea ce a spus domnul profesor Vechiu, și anume că nu trebuie să uităm că această reformă a lui Zarathustra precede cu foarte puțin acel secol 6 înainte de Hristos de care noi am mai vorbit. Și care este un moment de răscruce în istoria umanității și în istoria tradițiilor. Vă aduc aminte apariția budismului și aici o să vedeți că legătura este foarte strânsă între reforma lui Zarathustra și ceea ce s-a întâmplat puțin mai târziu, 2 secole, dacă vreți mai târziu, 3 secole mai târziu, dar oricum, în preajma apariției budismului. Așa este vorba de un cult vechi care era oficiat, aș spune în termenii hinduși, de casta războinicilor, care până la urmă, din punct de vedere tradițional, este o substituire a unei ordini normale, în care casta preoților este cea care trebuie să oficieze acest schimb de bune oficii între cer și pământ, sau între zeu și comunitate. Deci acolo avusese loc deja, da, o anume subminare a autorității adevăratei caste sau, mă rog, a preoților. Budismul, când apare în secolul 6, apare ca o urmare a acestei subversiuni, dacă vreți, din partea castei războinice. Pentru că să nu uităm niciodată, budismul este o creație acestei caste. Ține minte, știm foarte bine din viața lui Buddha că face parte din familia regală, din Kapilavastu. Da, e un kshatriya. Vorba... Cum? E un kshatriya, face parte din casta. Sigur că da, e un kshatriya. La fel s-a întâmplat și aici. Numai că mai devreme apare această
reformă a lui Zarathustra. Ele nu se poate să nu fie legate între ele, mai ales din perspectiva aceasta a înrudirii între cele două mari arii spirituale, care este evidentă, nici nu mai are nevoie de dovezi. Deci de acolo pornește. Acum, mai este un lucru interesant în ceea ce privește acest dualism. Dualismul într-o tradiție poate fi privit în două feluri. Sau ca existența a două forțe contrarii, ceea ce creează din partea istoricilor religiilor, pentru istoricii religiilor, creează o mare problemă, o dilemă, cum monoteismul poate să presupună om. Dar din punct de vedere strict metafizic și tradițional, nici nu poate fi altfel. Pentru că, iau numai ca exemplu panteonul hindus, unde vorbim de trei feluri de Brahma. Brahma supremul, Nirvana Nirvishesha, Brahma Saguna Savishesha, cel care este spre creație, primul este absolut și nu se pune problema creației, al doilea este aspectul lui spre creație și al treilea este Ishvara, care este implicat direct în creație. În momentul în care se vorbește din punct de vedere tradițional de manifestarea universală de creație și de cosmos, apare problema contingentului, adică apare problema lipsei de perfecțiune sau de absolut. Și atunci, sigur că el se poate traduce pentru practicantul de rând prin acest termen de rău. Îl avem în creștinism foarte bine, îl avem într-un mit foarte interesant, fratele și nefratele, care spune foarte multe lucruri, și anume că și omul și creația au fost făcute prin intervenția nefratelui și nu cea fratele este cel care a decis, dar impulsul a venit de acolo. Prin în bazinul Oltenii, ca să spunem. Frate și nefratele. Atunci hai să facem fiecare câte un model. Care a fost ales? Cel al nefratelui. Foarte ciudat. Pentru asta se și spune că mitul ar fi bogomilic și că n-ar fi... Așa. Influența de la sud de Dunăre bulgărească, da. Da, da. E, și atunci, sigur că oricum, practicarea unei tradiții și a unei religii, pentru că ea este făcută pentru comunitate, ea presupune o desfacere, o destindere a tuturor energiilor de acolo și ca să se poată administra, ca să spun așa, este nevoie de această distinție între ceea ce numim în mod curent bine și rău. Pentru că altfel este foarte complicat să urmezi. O rugăciune nu se face la zeul absolut. Se face la aspectul zeului care este în fața lui, care este spre noi. Nu poți să te rogi la principiu absolut. Te rogi la Dumnezeu. Nu poți să te rogi la principiu absolut.